Unele dintre cele mai valoroase piese din sticlă din patrimoniul cultural național au fost expuse în fața celor mai cunoscuți artiști în domeniu veniți la Craiova din 15 țări ale lumii, printre care Statele Unite și chiar Brazilia. Pentru realizarea celor trei expoziții, Muzeul Olteniei a colaborat în vederea împrumutului pieselor de patrimoniu cu mai multe muzee din țară, Sibiu, Cluj, Brașov, Sfântul Gheorghe și București. Este o expoziție foarte frumoasă. Acest tip de artă este înrodit cu istoria țării și a oamenilor. Îți oferă o perspectivă. Am fost impresionat de modul de prezentare, elegant, modern și informativ în același timp. Sunt surprins de cum arată colecția de icoane pe sticlă, pentru că are o temă similară cu cele pe care le-am văzut în Slovenia, de unde vin eu. Am găsit icoane și picturi pe sticlă asemănătoare cu cele de aici în iconografia din bisericile din Slovenia, care la noi în regiune au fost preluate din Austria și Bulgaria. Sunt surprins că în România această tradiție se păstrează puternic. Expoziția artistică la români reprezintă o premieră în lumea muzeală, constituindu-se într-o imagine de ansamblu asupra sticlei contemporane a artiștilor români. Sunt prezentate lucrările a 16 artiști clari într-un dialog al generațiilor. Căutare mai are? În lume, da, și în România. Sigur, eu, de exemplu, expun în toată lumea, particip la expoziții și târguri internaționale. Și am deja galerii și parteneri strategici în toată lumea. Expun și vând și în China, expun și vând și în Rusia. Icon Glass se reunește anul acesta pentru prima dată în România în cei 55 de ani de activitate ai Comitetului Internațional, în semn de apreciere a interesului acordat de Muzeul Olteniei, punerii în lumina patrimoniului pe sticlă. Este oarecum o recunoaștere pentru noi ca instituție muzeală, o recunoaștere a profesionalismului oamenilor, o recunoaștere a investițiilor care s-au făcut în instituția noastră. Practic, iată, după atâția ani de zile începem să culegem roadele. Cele 200 de piese care alcătuiesc cele trei expoziții intitulate Icoane pe sticlă, Sticla, Memorie și Artă și Artiștii Clari Români pot fi admirate timp de 5 zile.